to be by Newt Snitch. Pero empezar por el patrimonio, el patrimonio. De dos o tres. Dana. Aquí no voy a pedir. Este m-a întrebat dacă... Păi, mie nu știu, 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 eu știu că la baie că acolo m-am spălat, l-am lăsat și mâna frate, nu m-am aruncat de viață. Hai că tu ai mâna de care? Stai scolă. Nu merge. E, nu merge. E, bună ziua, adiclar ședința deschisă. Întrucât proiectele de pe ordinea de zi necesită un forum de două treimi și având în vedere că nu avem prezență pentru două treimi, nu putem susține gata, s-a terminat ședința. Gata. Gata. S-a terminat. Nu, aveam de comentat câteva chestiuni, dar na, nu trebuie. Poate se corecta. Bogdan, ce le aduce la discuția am avut? Da, hai Bogdan, deci ai reținut tot ce am comentat, inclusiv cu lui. Da, Bogdan. Hai bine, pasă, dau unii doamne. Bine. De ce aici stipulează? Nu își contrage și așa de la asta de tot ce va trece în oameni. Are frata asta. La alta ea nu este. De ce încă la alta? Și a zis eu. Dar nu se citește. Dacă nu scria în definiție că contractul înseamnă contract cu anexe, era tot la același lucru se făcă. Cu anexe. De ce aici cu proiectul acesta? Am cu avizul acesta. Putem fi să dăm proprietarul constituției de interdicții de folosit așa de locuiți, crezi pe cine sunt în afară. Atât timp cât îi crezi pe undeva, ca să fără numărul de crești toate cele puncte. Se știe la și obiectul. Oricum sunt două. Sunt două contracte pe două oficiale de sigur. Aici ziceați că poate să fie printr-un act adițional, virgulă, cu mandatarea... Nu, actul adițional. Aici scrie așa, la instituția. Așa, în măsura în care trebuie să nu am prelungirea valabilității. Pentru expirare. Deci, mai departe, prin consolidare, ok? Nu e o problemă, mă, că doar nu spun că... Deci, discutăm un punct de deci, prin consolidare, dacă te vreau și construcție, aici este ok. De obicei, e constructor de bine. Dar la expirarea termenului, în măsura în care poate să ne am mai... Bun, spune-mi, te rog, prin programul ăsta e una. Deci, prin programul ăsta. Deci, face parte și Casa de Cultură. Da.
proprietarea lui Rămâne doar pentru o operare la rapid. Nu o să aibă niciodată drept pe chestiunea de capital. Da, o să fie în diviziune. Intră în diviziune. Adică, e corp comun, da, deci pentru că direct acum, acum se va face, a, uitați aici, de asta voiam să spun. Da, și se va face col de trecere pe pilon. Am înțeles, de exemplu, va dăstând la dreapta în spațiu verde. Ce este? Deci și mai departe ce se gândește pe aici, atât că e pictură, nu uitați că sala de spectacole. Da, este, da. Ok, mai întâi de toate, zona de România, de ce? Aproape 500 de euro. Problema este de... Deci devine așa. De ce aici ceva 30 de zile înainte, aici trebuie. În primul rând, bună ziua dumneavoastră. Bună ziua, că încă e soarele sus, telespectatorilor dumneavoastră. Au fost un proiect, după care am mai introdus un proiect de îndată, cu toate că nu ardea Megidia, pentru că proiectele de îndată se, conform legii, se introduc în momentul în care eu de o necesitate specială, calamități, cutremure, inundații, dar, din păcate, nu s-a întrunit majoritatea și ceea ce îmi pare foarte rău este că atât eu, cât PNL-ul și alți consilieri au venit, alți consilieri nu au venit și, din păcate, nu au venit cei care ar trebui să asigure majoritatea, cei care sunt în dreapta primarului și care sunt apropiați lui. Nu înțeleg cum să promovez un proiect de hotărâre în care îmi trebuiau cel puțin două treimi și nu reușesc să-mi adun majoritatea. Opoziția e opoziție, astăzi vine, mâine nu vine. În momentul în care vrei să conduci, atât în Parlament cât și în Consiliu, în momentul în care ești primar, trebuie să faci tot ce este omenește posibil să-ți asiguri o majoritate. La ceea ce înseamnă proiectele, nici n-a putut să le discutăm, dar eu ca și persoană, în principal, eram de acord cu acest proiect, este un proiect pe investiții și este normal să-l susținem acest proiect, dar dacă majoritatea nu s-a întrunit, eu ce sunt? Bine, susțineam acest proiect cu anumite condiții, cu anumite amendamente, corectat niște puncte la contracte și nu era niciun fel. Votul meu odată asta l-aveau în momentul în care se întrunea majoritatea. Ce presupun și cât erau de importante proiectele care nu s-au discutat astăzi? Hai să vă spun, termen de depunere a unui proiect, reabilitare, modernizare, extindere, casă de cultură, ineroman, și amenajarea unui parc în zona Ciment. Este un proiect complex la care am lucrat de câteva luni de zile, după cum știți și v-am spus și acum, ultima zi de depunere este 30 august. Din nefericire, spun eu pentru mine că acest procedeu implică de fiecare dată să pui pe ordinea de zi în fața consilierilor anume etape, anume documente pe care să le aprobe dumnealor. Mă rog, nu au ca de dixit să vină astăzi. Sunt în concediu, dar nu știu, când ești în slujba cetățeană, nu știu dacă trebuie să-ți iei concediu. Nu ai voie. Sunt lucruri la care te angajezi în campanie electorală. Vei fi în slujba cetățeanului. Eu așa, cel puțin, cred că înseamnă acea mare responsabilitate pe care ți-o dă cetățeanul până la urmă. Este vorba în final de un proiect de 5 milioane de euro pe care reanalizăm astăzi să vedem ce soluții ar fi. Procedurile de convocare s-au modificat de vreun an de zile, inclusiv majoritățile în Consiliu. Pentru majoritate simplă până acum un an de zile era de 10 consilieri, acum e de 11. Cele două treimi era compusă din 12 consilieri, acum e de 13, adică lucrurile s-au complicat mai mult. Trebuie să parcurgem procedurile așa cum am spus. Din nefericire, astăzi aici s-a blocat acest proiect. Chiar dacă în instituție s-a lucrat, cum am spus, de câteva luni de zile, toată documentația unui proiect care înseamnă mult de muncă. Dar asta este, stă la mâna domnilor consilieri. Când vor vin, când vor nu vin, când vor votează, când vor nu votează,
Ei sunt stăpânii orașului. Noi suntem doar niște executanți, ne facem datoria, dar asta e viața.